Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia săptămânii ce tocmai a început. Să vedem ce mesaje noi ne apar din mentalul colectiv și din câmpul de energie. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați și ce nu, lăsați deoparte. Este important să citim câmpul în fiecare zi, pentru că, așa cum am spus în citirea anterioare, noi suntem parte dintr-un întreg și fie că ne dăm seama sau nu, trimitem informații în câmpul de energie, dar și luăm informații din câmpul de energie, tot fie că ne dăm seama sau nu. Voit sau involuntar, toate acestea ne influențează. Câmpul de energie vorbește despre coduri, vorbește despre energia actuală care ne poate afecta sau ne poate ajuta, câmpul nostru electromagnetic sau aura, unde noi interpretăm diverse lucruri în planul subtil și apoi le manifestăm în viața noastră. Știți vorba aceea, unde smulți, puterea crește. Așa este și cu câmpul de energie. Energia predominantă, într-o oarecare măsură, ajunge să se manifeste și în viețile noastre dacă noi nu suntem conștienți de separarea gândurilor noastre față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și nu devenim autonomi, suverani pe ceea ce facem sau ceea ce gândim. Astăzi avem o zi interesantă sub vibrația numărului 22. 22 este un număr maestru în numerologie care vorbește despre a construi. În sumat, el ne dă 4 și 4 spune ordine și disciplină. Unde-i lege, nu-i tocmeală, ceva de genul acesta. Deci poate fi o zi ușor rigidă, ar fi indicat să învățăm să fim flexibili. Pe de altă parte, în Lenormand avem răscrucea de drumuri, deci este o zi cu polaritate, să îi spunem, unde lucrurile se pot întâmpla sau nu, unde putem alege ceva dacă suntem conștienți sau putem merge cu valul dacă nu ne dăm seama de substrat sau de lucrurile care acționează în planul subtil. În tarot putem avea judecata și înalta preoteasă, care ne vorbește despre o decizie pe care o putem lua acum, despre a reveni asupra unor lucruri pentru a le face bine de această dată, tot sub egida ordine și disciplină, tot sub influența aceasta de unde-i lege, nu-i tocmeală, adică să fim corecți într-o anumită privință sau în abordarea noastră. Astăzi putem acționa așa cum poate ieri nu am putut să o facem. Ceva ce ne-a fost foarte, foarte frică să facem, astăzi poate fi foarte ușor de realizat sau ne vine mai la îndemână să acționăm. Mă uit și pe ascendentul momentului prezent, folosesc sistemul de case zilnic Placidus, iar la zodii sistemul de case egale. Momentul prezent este marcat de ascendentul în Vărsător. Pluto și Soarele se află în Vărsător în acest moment. Deschid uși. Deschid uși către detașare, deschid uși către conștientizare, deschid uși către înțelepciune. Săptămâna trecută au făcut aceeași conjuncție pe grade diferite în Capricorn și această conjuncție nu se repetă prea curând, ca să nu sune trist, că nu, poate nu mai prindem noi în această viață. În acest context, uite, ceva ce îmi este teamă, frică să fac, astăzi îmi apare în minte, conștientizez ceva anume și pot construi, o pot lua de la început sau văd lucrurile printr-o perspectivă foarte corectă astăzi. Judecata spune că mi se aprinde în minte becul, se aprinde reflectorul pe fix cauza care m-a dus în ceea ce trăiesc eu astăzi. Avem această influență puternică de Capricorn încă prin Marte și Mercur, cumva apasă pe viitor. Să fiți atenți, să trăiți totuși în momentul prezent și să nu vă desprindeți de ceea ce aveți voi de făcut, gândindu-vă la ce veți face, spre exemplu, în concediul din iunie, ci să rămâneți aici cu picioarele pe pământ, asta spune și Saturn în Pești și mai ales că se regăsește în casa întâi, deci în această săptămână este important să
Conștientizați ce anume vă supără și încet, încet să eliminați din structura voastră energetică lucrurile pe care înainte nu voiați, nu le vedeați sau cărora le opuneați rezistență. În egală măsură aici, pe casa a doua, unde avem atât Chiron cât și nodul Nord, vorbim despre ceva ce se poate realiza în legătură cu banii mei lichizi, cu veniturile mele. Am un fel de mână liberă în a lua niște decizii importante sau în a reveni asupra deciziilor pe care deja le-am luat, astfel încât să fiu împlinit și părerea mea să conteze. În timp ce vorbeam, s-au schimbat și planetele în case, ceea ce este foarte bine. Avem această quadratură a lui Jupiter cu Pluto, de fapt cu conjuncția Pluto-Soare, și vorbim aici despre faptul că lucrurile pot lua amploare atunci când conștientizăm exact cauza, când ne dăm seama că și noi contribuim la ceea ce trăim. Drumurile pe care le aveți voi de făcut pe distanțe scurte astăzi pot veni cu schimbări pe care poate le doriți, poate nu le doriți, cu surprize să spunem, iar în relațiile de iubire, aici avem luna în gemeni, să fiți atenți că această energie spune că vorbim mult, facem puține sau că pot exista niște lucruri pe care înainte nu le-am luat în seamă sau că cineva poate nu este serios în ceea ce spune sau că există niște mici bârfe. Tot aici este și casa copiilor care astăzi pot să fie mofturoși, poate dacă aveți copii mici sau dacă aveți copii mai mari și sunteți părinți, să îi vedeți confuzi, să vedeți că nu știu ce vor. În această săptămână s-ar putea să fim confuzi în relațiile de iubire, în relațiile cu copiii, să se schimbe planul subit, să apară interferențe, discuții pe care nu le-am prevăzut și așa mai departe. Vărsătorul ne va învăța să ne detașăm. Să ne detașăm în sensul de obiectivitate, să avem capul pe umeri, să luăm niște decizii înțelepte, să acționăm înțelept, să ne punem și în locul celorlalți, pentru că asta vor face și ei, sau cel puțin asta se încearcă. Astrologia funcționează pentru că este ca un computer, să spun așa, universal, unde există predispoziția. Pentru ca anumite lucruri să se întâmple, noi trebuie să ne aliniem la energia generală. Mai ales dacă ceva nu ne convine. Dacă ceva nu ne convine, trebuie să ne aliniem la cea mai bună versiune a noastră, să fim cea mai bună versiune a noastră și să ne aliniem la vibrație înaltă pentru a putea evita, ocoli ceea ce se predispune. Ca să spun așa. Este o săptămână în care va conta foarte mult să fim maturi, să gândim limpede, să fim conștienți de ceea ce gândim și să ne facem treaba, să trăim, să fim bine. Uite, ascendentul acesta în vărsător aduce în opoziție o casă a șaptea a relațiilor în leu. Și aici vrem atenție. Leul vrea atenție, leul este și generos, leul simbolizează și iubirea. De obicei stă în casa a cincea, însă poate veni și cu dramă și cu avalanșa emoțională deosebită, cu cerințe poate prea mari sau putem fi subiectivi din nevoia de a primi atenție. Să fiți voi aici cu discernământul la maximum și coerenți în ceea ce faceți. Să vedem ce ne spune și energia oracolului. Ghizii spirituali. Aici, când vorbesc despre ghizii spirituali, eu am o abordare foarte lucidă în această direcție și spun că este eul supraconștient al omului, este conștiința înaltă care te ghidează, care poate fi accesată, acea parte din tine, din subconștientul tău, dar pe care în această săptămână o poți accesa pentru a-ți putea descurca provocările sau pentru a atinge stări de beatitudine. Vorbim aici despre conștientizări, despre sens. În această săptămână totul poate avea sens, poate căpăta sens, poate duce acolo unde vă este vouă potrivit cu un anume sens. Să vedem mai departe. Cu
casa a șaptea în leu în relații, acea tentă emoțională poate fi calmată, uite, prin discernământ, prin luciditate. În manifestare apare intenția care provine din emoție și apoi se naște gândul. Starea emoțională foarte amplificată s-ar putea să vă încurce. Aici avem cartea, ce frumoasă este, interacționează și relaționează. Și vorbim despre comunitate, familie, dar și despre tradiții. Da, în timp ce vorbeam, luna a ieșit din sfera casei a cincea și s-a mutat în casa a patra, care vorbește despre familie, despre tradiții, început, spațiul locativ, proprietățile mele, trecutul meu. Ceva legat de proprietățile voastre poate apărea în această săptămână în discuție, dacă aveți acolo ceva de făcut. Poate apărea ceva legat de familie, de tradiție, pentru că avem Mercur încă în Capricorn. Poate apărea ceva legat de relația voastră, de părinți sau de voi, dacă sunteți voi părinți. Vedeți cum se conectează aici prin cel de-al treilea ochi și vorbim despre masculinul și femininul din noi. Energia feminină care este amplificată în această săptămână din noi. A gândi deopotrivă rațional, dar și obiectiv. Este o energie care indică familie, cuplu, copiii mei sau tradiția, originea, locul de unde vin. Putem afla ceva, un adevăr poate ieși la suprafață sau putem accepta o situație. Altă carte superbă, să-ți respecti corpul fizic, detoxifiere, întinerire și relaxare. Da, este o săptămână care poate aduce pe radarul nostru acest lucru. De ce? Pentru că avem racul în casa a șasea și racul este un semn care nutrește, iubește. Și spune la nivel de rutină, iubește-te și pe tine, la nivel de rutină ai grijă și de tine. Racul este un arhetip feminin și este cumva legat de stomac. Stomac, bazin, unde se acumulează emoțiile noastre. Ai grijă de stomacul tău, ai grijă de microbiomul tău, ai grijă că prin nervul vag este conectat stomacul de creier și apoi creierul dă comanda bucuros sau trist. Atenție la alimentație. Pe de altă parte, atenție la ce emoții ați preluat din familia voastră, pentru că în această săptămână pot ieși la suprafață fie ceva recent, fie ceva din trecutul vostru, ceva ce trebuie încheiat, conștientizat. Avem copilul, așa cum am spus, poate fi, uite, o săptămână ușor rigidă, dar în egală măsură este și o săptămână în care, dacă conștientizați ceva, lucrurile pe care le faceți sunt foarte bine făcute. Puteți explora un teritoriu nou, puteți începe ceva nou în această săptămână, pentru că baza poate fi una foarte solidă. Avem ceva ce se întâmplă fix acum, aveam luna, da, în gemeni, în casa a cincea, o discuție care poate apărea acum. Cum? Păi fix din senin cu Uranus în Taur acolo în casa a treia, care ne spune neașteptat. Conexiunea cu copiii voștri poate fi neașteptată, vă pot căuta copiii voștri din senin cu diverse subiecte care le sunt de interes în această zi sau ceva legat de relația de iubire, în care pot apărea într-adevăr fel și fel de provocări care de fapt vă activează copilul interior sau unde să vă simțiți ca niște copii și să vă simțiți eliberați de provocări. Și aici avem pionierul. O idee de sens. Unde mergi, să mergi cu îndrăzneală. Unde mergi, să mergi cu încredere în tine. Am spus că putem avea și arcana lumea cu magicianul, dar este o săptămână a deciziilor, pentru că aici în Lenormand avem răscrucea de drumuri. Ce vrei să faci? Vrei să închei ceva pentru a te elibera? Vrei să începi ceva și îți lipsea curajul să o faci? Cam așa spune săptămâna. Să fii atent la emoțiile tale, că poți merge pe un tărâm minat sau pentru că poți merge pe un câmp cu flori. Este strict alegerea ta, în esență cum va fi această săptămână și va ține foarte mult de sensul
tău, de rolul tău în viață, de ce-ți dorești tu să faci, de stima ta de sine, pentru că l-aveam pe Chiron în casa a doua, dar și de ce trebuie să se întâmple. Nodul Nord se regăsea tot în casa a doua. Fie că vorbim despre bani, să îndrăsnești să faci ceva nou, să îndrăsnești să te gândești cum poți lucra, cu cine poți colabora în această săptămână, să faci ceva în plus pentru tine. Și inventatorul, din nou energia leului. În casa a treia era Uranus în Taur, care spune, da, poți prin medii nebănuite sau din senin atrage în viața ta niște bani, resurse materiale, astfel încât să te simți confortabil, sau poate că este fix momentul să ieși din zona ta de confort și să închei ceva, un anume fel de a fi, ceva ce te împiedică, un tipar mental pe care l-ai, un tipar al gândurilor tale sau o supărare. Să spui stop cât mai permit acestor lucruri să stea prezente în câmpul meu vizual, în câmpul meu electromagnetic. Vorbim aici despre o posibilitate de a reîncerca să faceți ceva în această săptămână, pentru că șansele sunt să reușiți. Să vedem mai departe. Relații, planul material și emoțional. Vedeți ce frumos este când coincide informația din câmpul de energie pe care o descarc cu cărțile, un adevăr pe care să îl descoper sau ceva ce nu mi-era clar anterior, acum devine foarte clar și foarte limpede în mintea mea. Mă pot împăca cu cineva, pot vorbi cu cineva, mă pot trezi la viață sau pot conștientiza o situație. Lumea o pot închide. Știu că pot trece la un nivel următor sau este momentul să fac un pas înainte, pentru că anterior cu doi de pute am planificat deja. Strategia poate nu mi-a fost clară atunci, dar astăzi am ocazia să rectific și în această săptămână am ocazia să trăiesc ceea ce doresc. În fiecare moment prezent, voi sunteți cei care puteți suprascrie predispoziția prin liberul vostru arbitru. Știu că până acum am fost învățați că ceea ce ne este dat în frunte ne este pus, dar liberul arbitru este singurul cod din matrice pe care nimeni nu îl poate încălca, decât dacă noi suntem inconștienți și acționăm fără să ne dăm seama. La nivel de relații, pentru cei care sunteți singuri, aceste săgeți de aici din trei de bâte vă indică pe voi ca și destinatar. O acțiune, ceva se poate întâmpla. Fie să reluați discuțiile astăzi cu cineva cu care ați mai tatonat terenul anterior și să vedeți dacă, sau să vă convingeți dacă acea persoană poate fi ceea ce voi căutați în relații, fie printr-o conștientizare de-a voastră astăzi să luați o hotărâre care vă ajută în viitorul nemanifestat să întâlniți pe cineva. Aici 3 de bâte spune că mergem către o relație. Deci ceea ce faceți voi în această săptămână vă deschide practic calea, vă indică drumul către o manifestare foarte reală a unei relații, așa cum veți emite voi în această săptămână vibrațional. Puteți atrage un suflet alături de care, evident, să evoluați, pentru că întreaga viață este despre asta. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, avem lumea, judecata și 3 de bâte, acțiuni, discuții pe care le-ați avut, care astăzi pot începe. Puteți să vă îndreptați către ceva anume, relațiile voastre de cuplu, în familia voastră, în căsnicia voastră. 3 de bâte aduce rezultate pozitive, aduce armonie și bucurie. Este important pentru unii dintre voi să reveniți asupra unor decizii anterioare, iar pentru alții dintre voi să reveniți asupra unui gând sau asupra unor lucruri pe care până acum le-ați amânat. S-ar putea să vedeți în partenerii voștri că schimbă ceva în comportamentul lor și este de bine, energia per total este una bună, vibrația per total este una favorabilă în această săptămână pentru voi în cuplu. Vă puteți alege cu niște decizii
bine luate, bine gândite, vă puteți alege cu o discuție, să știți unii dintre voi, de separare. Văd că aici unii dintre voi aveți acest gând, chiar dacă aveți o relație deja. Este și o săptămână pentru a încheia niște relații, dacă asta vă doriți. Și fix acum, întreaga structură energetică a astrogramei momentului vă spune că puteți face acel lucru pe care înainte nu aveți curaj să îl faceți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, practic aici energia vă spune că poți avea acea șansă ca în această săptămână să iei o hotărâre. Mai dorești să zăbovești în această incertitudine, poți căpăta claritate. Dacă să mai speri sau nu, dacă să mai aștepți sau nu, că cineva se întoarce sau că te poți împăca cu cineva. Aici energia spune că șansele sunt de 50-50% sau că este timpul să mergi mai departe, pentru că o relație te așteaptă, o viață bună te așteaptă, însă tu, prin faptul că ești aici în această răscruce de drumuri și nu iei o hotărâre dacă să închei ce s-a întâmplat până acum, să te detașezi de ce s-a întâmplat până acum, te dezavantajează, te ține practic pe loc. Este o săptămână foarte bună, este o săptămână pentru evoluție. Să vedem judecata. Uite, pentru cei singuri, tot ce gândești, tot ce faci în această săptămână îți poate fi benefic, te poate duce în armonie cu tine în primul rând, astfel încât să atragi pe cineva în viața ta, perfect pentru tine și nimic mai mult. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este un moment foarte bun în care voi să vă detașați emoțional de o perspectivă și să încercați să luați cea mai bună decizie și hotărâre. Este o săptămână în relațiile voastre pentru acțiune, în care fiecare dintre parteneri are de luat niște hotărâri la nivel individual, personal, dar care coincid într-o oarecare măsură cu drumul vostru împreună. Pentru alții dintre voi este acel moment în care să vă gândiți dacă doriți să vă separați sau nu, sau dacă doriți să vă împăcați sau nu. Aici văd că și niște bani vin către voi în casă, aici văd că partenerii voștri în această săptămână vor depune un efort considerabil și sustenabil pentru ca relația voastră să fie bine. Este o săptămână de liniște și de armonie. Iar pentru cei care sunteți în această perioadă de separare, acum în acest moment prezent vă puteți gândi, măi, eu aștept sau mă încăpățânez să suspin după cineva care a fost parte din viața mea, dar de care m-am despărțit doar pentru că mi-e frică, doar pentru că mă port ca un copil, doar pentru că așa m-am învățat până acum să mă fac frate cu durerea, sau pot trece peste această poveste fără să mă doară, învățând din ea și mergând către ceea ce mi-este mie bine, pentru că am șansa să cunosc pe altcineva, am șansa să mă eliberez, să mă detașez, pentru că pot singur. Să vedem. Trei de bâte ne aduce regina de monede, ne aduce energia feminină, ne aduce certitudinea că lucrurile pot fi făcute bine în această săptămână. Pentru cei care sunteți singuri, uite, dacă voi vă ocupați de voi în această săptămână, ajungeți la stabilitate, ajungeți la armonie voi cu sufletul vostru și implicit cu cineva care va face același lucru pentru voi. Voi veți fi ca o oglindă în această săptămână. Ce gândiți, ce emiteți, în egală măsură se va proiecta în așa zisul viitor și puteți atrage în viața voastră pe cineva care să aibă structură de om stabil. Pentru cei care sunteți în relațiile deja formate, aici, vedeți, veți avea parte sau puteți avea parte de stabilitate din partea partenerului care se ocupă și el de ceea ce faceți voi, de bani în casă, de un om care este prezent atât emoțional cât și mental, cât și fizic în relația voastră. Regina de monede este îmbinarea dintre planul subtil și planul material, lucruri echilibrate, să spunem așa. În egală măsură, aveți grijă să nu faceți voi niște lucruri în plus sau este momentul să echilibrați balanța, să delegați din sarcinile voastre, din cuplu, din familie și partenerului vostru și vă veți simți mai bine, mai cu sens. Vă puteți ocupa de lucrurile care vă aparțin vouă personal sau de chemarea sufletului vostru, de și de voi în această săptămână, de ceea ce vă place vouă cu adevărat. Pentru alții dintre voi, vă gândiți dacă să
Mai rămâneți în relație, în căsnicie, ce vă duce? Ei, puteți căpăta claritate, să știți. În următoarele zile vă puteți convinge. Această săptămână vine cu revelații. Mă pot convinge ce vreau. Și avem puterea pentru arcana în lumea. Și aveam leul în casa a șaptea, pe cuspida casei a șaptea, așa spunem în astrologie. Leu care am spus că poate veni cu o ușoară dramă, dramă pe care o creează copilul interior din noi, cu nevoia de atenție sau cu generozitate, cu împlinire la nivel de iubire. Acum, pentru cei singuri, este o săptămână foarte bună pentru alchimie, pentru înțelegerea voastră, pentru ca din emoția voastră să materializați, să atrageți pe cineva în viața voastră, alături de care să aveți o relație stabilă. Pentru foarte mulți dintre voi este vorba despre încredere. Încrederea că puteți. În această săptămână se poate restaura. Pentru cei care sunteți în cuplu, poate este momentul să vedeți unde orgoliul joacă un rol major aici, unde poate nu este echilibru în relația de cuplu din diverse motive, fie din perspectivă financiară, fie din ideea asta de a avea dreptate. Sunt niște lucruri aici care trebuie conștientizate și încheiate. Puteți face echipă cu partenerii voștri sau în această săptămână puteți să vă gândiți, măi, dar eu fac mai mult sau el face mai mult. Nu este egalitate. Ce vrem? Mai vrem, mai putem. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici energia vă spune că poți avea curaj în sfârșit, poți accepta în sfârșit ceva. Dacă mai vrei pe cineva în viața ta, spune-i și vezi ce se întâmplă și atunci vei ști. Sau este momentul să te detașezi complet. Alegerea va aparține. Vedem mai departe. Să ne lăsăm purtați. Surrender înseamnă să mă predau, să mă las în fluxul de energie organic. Și este exact cum am spus. Mă las purtat de un nou început, mă las purtat de acest val al schimbării. Se întâmplă acum, vorbește despre tot ceea ce pot eu crea ca magician, da. Forță ca și capacitate de manifestare. Pentru unii dintre voi este nevoia de a lăsa niște lucruri în urmă, de a încheia niște capitole, iar pentru alții dintre voi este nevoie să lăsăm controlul, tiparul gândurilor noastre, să schimbăm ceva, să înnoim ceva în mentalitatea noastră, să ne schimbăm mentalitatea. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca cineva să nu mai opună rezistență în ceea ce vă privește, să vrea să comunice, să vrea să interacționeze în sfârșit cu voi. Există aici o persoană care acum va dori să facă sau poate să facă tot posibilul pentru a începe să comunice cu voi. Și aici avem mesaj. Exact cum spuneam, cu luna în Gemeni în casa a cincea poate însemna ceva nou în relațiile voastre, dar și la nivel de parteneriat. Încep o nouă colaborare, reiau o veche colaborare, reiau conexiunea cu cineva, reiau discuția cu cineva sau încep discuția cu cineva. Cum? Printr-un mesaj, printr-o informare, printr-o formă de comunicare, o cale de comunicare, care poate veni neașteptat. Vedem mai departe. În zona planului material avem regina de cupe, 5 de bâte și 2 de monede. Vedeți că această stare emoțională copilăroasă se poate reflecta și în zona locului vostru de muncă. Sau la nivel de plan material, vorbim aici despre o discuție, un conflict interior care va declanșa și la locul vostru de muncă. Poate fi o discuție cu colegii care v-a apăsat butonul sensibil astăzi. Este vorba și aici despre o decizie. Ce vreau să fac? Mă las influențat de starea mea emoțională, mă las influențat de emoțiile mele sau sunt rațional și discernământul meu îmi spune că este doar o joacă de copii. Să las omul în pace pentru că așa câștig eu, să spunem. Sau pentru că în această săptămână am o alegere de făcut, dacă să mă implic în ceva emoțional sau nu. Regina de cupe poate veni cu
dorința sufletului de a face ceva ce într-adevăr îmi face plăcere. Ce-mi doresc eu cel mai mult? Nu știu ce-mi doresc, dar am de unde alege. De ce? Pentru că aici, în starea mea actuală, în prezentul meu, există un conflict interior. Ceva mă deranjează, am un disconfort și în această săptămână îl pot rezolva. Să vedem cum. Poate fi concurență la locul de muncă, poate fi o poziție pe care o doriți, poate fi ceva anume ce voi vă doriți. Uite, ce frumos, avem asul de bâte și îndrăgostiții. În această săptămână, în zona financiară, puteți începe ceva, ține de o alegere, dar ține și de o acțiune care vă întoarce rezultate favorabile, care vă face pe plac, este ceva ce vă bucură sufletul în această săptămână, steaua, pentru că sunteți ghidați de eul vostru supraconștient, da, de ghizii voștri, de armonia dintre rațiune și emoție, să fiți foarte stabili și să luați niște decizii foarte bune exact acum. Aici vorbim despre ceva ce poate nu ați mai făcut sau vreți să încercați ceva nou. Pentru alții dintre voi este o revenire, poate de la niște instituții ale statului, poate fi o mărire aici, poate fi o schimbare, dar care pe termen lung vă este favorabilă. Stăm sub semnul vărsătorului care, după cum spuneam, va exploda. Este o săptămână și a rațiunii, dar și a emoțiilor, a echilibrului dintre acestea două. Să vedem despre ce este vorba. Despre termene limită, despre ceva ce vă apasă pe voi, vă apasă ceva pe suflet, vreți să începeți ceva, vreți să faceți niște lucruri pe care în această săptămână aveți ocazia să le începeți. Energia vă susține să începeți ceva ce vă este vouă drag. Aici avem cheltuieli. Poate doriți să investiți în ceva anume. Poate ați fost preocupați de o anume investiție, de ceva ce are legătură cu casa voastră, proprietățile voastre, pentru că am vorbit despre aceste lucruri, sau poate în legătură cu familia voastră. Începe ceva în familia voastră și da, în această săptămână este recomandat sau benefic. Și aici s-a ascuns această carte, follow-up. Aveți un gând predominant care nu vă dă pace, tocmai de aceea follow-up înseamnă să insist, să revin eu asupra unui lucru, să cer mai multe informații, să nu fi uitat de mine cineva. Este o săptămână în care fie sunteți presați cu niște termene limită, dar puteți să le duceți la capăt, puteți să predați ceea ce aveți de făcut, fie sunteți presați de niște cheltuieli și vreți să luați o decizie, vă gândiți cum să faceți lucruri în plus, lucruri noi sau o schimbare, poate de carieră, o schimbare de serviciu, o schimbare la locul de muncă, să aveți o discuție pe care poate înainte evitați să o aveți. În această săptămână, energia vă spune că este benefic să începeți lucrurile acestea, chiar dacă pare că poate nu vă iese din prima, este de bun augur. Iar la nivel de plan emoțional, avem pajul de monede, 3 de monede și regina de băte, care a apărut întoarsă. Dar regina de băte este Lilith, este acea energie feminină din noi care chiar naște lucruri noi. Este o energie pasivă, dar care prin încredere materializează, atrage magnetic exact ceea ce avem noi nevoie. O oportunitate nouă de lucru, o colaborare nouă, o modalitate prin care voi să faceți ceea ce ați planificat pentru această săptămână. O cale de a rezolva orice mică provocare v-ar putea apărea în această săptămână. Vorbim aici de sprijin, de la oameni de încredere, de la oameni care sunt parte din echipa voastră, parte din familia voastră. Pe de altă parte este intuiția voastră, care în această săptămână vă dezvăluie modalitatea prin care voi să obțineți ceea ce vă doriți sau să ieșiți din provocări, să vedeți lumina, să vedeți cu claritate următorul pas. Aici s-ar putea pentru unii dintre voi să fie vorba și despre copiii voștri care în această săptămână să dorească niște lucruri și să puteți sta de vorbă, să vă puteți sprijini reciproc sau voi să îi sprijiniți pe ei. În egală măsură este și sprijin din partea copiilor voștri într-o anume privință.
La nivel medical, este ceva legat de stomac, este ceva legat de tranzit, este ceva legat de arderi, de foc. Poate fi ceva legat de sânge, poate fi tensiune arterială la care să fiți atenți, poate fi o nevoie de a vă cumpăta într-o anumită privință, de a fi mai conștienți de alimentația voastră. Aici cu capricornul poate fi ceva legat de musculatură, de circuitele energetice, să aveți grijă la circuitele energetice. Aici avem 5 de băte, posibil această zonă financiară în această săptămână să vă apese, dar este nevoia de a acționa. Regina de băte spune acționez prin intuiție, acționez cu încredere. Am concurență sau am parte de niște dezavantaje sau mă simt dezavantajat sau am senzația că cei din jurul meu nu mă înțeleg. În această săptămână mă pot face auzit sau pot explica. Este un conflict care se aplanează aici până la urmă. Avem 4 de băte. Armonie. Ajung să mă înțeleg cu cineva. Până la urma urmei ies dintr-un scandal, dintr-un conflict, dintr-o ceartă cu cineva. Sufletul meu se liniștește. Până la urmă vin niște bani. Până la urma urmei pot obține niște bani. Iar la nivel de sănătate mă bucur, mă liniștesc. Am o stare de agitație în primă fază, dar care dispare, pentru că evident o fac să dispară. 9 de cupe. Este o săptămână în care lucrurile pot să iasă în favoarea mea sau bune pentru mine. O săptămână ușoară. Să vedem talismanele. Să nu lași stările de moment să îți afecteze judecata și nici starea de spirit. Uite, trebuie să iei o hotărâre, trebuie să iei o decizie, trebuie să faci o schimbare în această săptămână și este foarte benefic să cugeți, să te gândești, pentru că reușești. Prietenii nu mint. Poți avea parte de aici de o comunicare cu cineva care te informează despre ceva anume ce poate inițial îți displace, dar pe termen lung sau în esență sfatul cuiva îți prinde bine. Ia să vedem. Bună, îmi vine să plâng. S-ar putea să primești o vizită care te emoționează. Poate fi aici vorba despre lacrimi de bucurie. Aventura te așteaptă. Te bucură ceva. Începe ceva pentru tine sau poate începe ceva pentru tine în această săptămână care îți declanșează o stare emoțională foarte profundă. Să fie așa o avalanșă, uite, de emoții. Este serotonina, hormonul fericirii, de emoții care te bucură foarte mult. Ai parte de o bucurie extraordinară în această săptămână. Este doar important să te aliniezi tu la acea vibrație, ceva din ce spui, ceva din cum comunici, ceva din ceea ce vrei se poate îmbunătăți. Pe de altă parte, poți scăpa de un conflict. Este clar și limpede aici. Aici avem o carte de bucate sau zicala cum îți așterni așa dormi. Sau în sfârșit vezi cu claritate dacă cineva este de încredere sau nu. Pentru alții dintre voi este o deplasare, un drum care vă întoarce un rezultat bun. Aveți o reușită în drumurile pe care le faceți. Poate aici în zona financiară să fie ceva. Da, după o perioadă în care v-ați stresat puțin, n-ați știut cum se vor așeza lucrurile. Uite că se așează mai bine decât ați fi crezut voi. Este aici ceva ce s-ar putea să nu vă convină în totalitate, dar pe termen lung este foarte bun. Atenție la mașină, atenție la ceva la mașină, poate reviziile, sau uitați-vă în documentele mașinii, să aveți totul făcut, să nu vă scape din vedere vreun termen limită, vreodată, nu știu cum sunt la mașini, asigurări, ITP, revizii tehnice, chestii de genul acesta. Verificați-vă documentele, eu vă vorbesc din experiență aici. Este o săptămână de relaxare. Atenție pentru alții dintre voi să nu fiți indulgenți în zona aceasta culinară cu ceea ce mâncați. Să ziceți, lasă că puțin nu strică. Este ceva aici unde sunteți indulgenți.
Atenție că, uite, pe termen scurt vă bucurați, dar pe termen lung s-ar putea să nu fie neapărat bine. Pentru alții dintre voi aveți în sfârșit o reușită. La ce ați lucrat voi în ultima perioadă, în sfârșit vă întoarce un rezultat bun. Aici avem uterul. Poate, doamnelor, pentru dumneavoastră, cele care doriți să deveniți mame, o puteți face. Pentru alții dintre voi, aici este un simbol al taurului legat de bani. Uranus era acolo în taur și Jupiter era în taur. Încearcă din nou în zona aceasta financiară pentru că îți găsești drumul și locul. Îți găsești poate un serviciu mai bun, chiar dacă acum nu pare că poți să rezolvi, rezolvi. Pentru alții dintre voi, este legat de o relație, de siguranță, de intimitate. Este ceva legat de intimitatea voastră care în această săptămână se relaxează. Uite, abundență și balanța se echilibrează pentru voi o situație, vă simțiți mai bine, nu vă mai simțiți așa tensionați. Pentru alții dintre voi, uite aici cu ai voștri copii, exact cum spuneam, au ceva de făcut, au ceva de început. Este o săptămână importantă pentru copiii voștri dacă sunt mici și încă în școală, au proiecte foarte multe sau poate se simt ei obosiți, dar până la urma urmei să știți că se rezolvă. Poate au vreo provocare cu colegii de școală, veți rezolva, veți putea interveni punctual să rezolvați. Niște calcule care, într-un sfârșit, vă dau bine. Aici vorbim despre copii, dar vorbim și despre o soră, un frate, despre casa a treia, ceva din familia voastră extinsă, frați, surori, veri, mătuși, unchi. Ceva de genul acesta poate apărea în discuție în această săptămână, să fie nevoie să faceți ceva, dar să faceți ceva cu bucurie, pentru că, în egală măsură, cu bucurie, se întoarce către voi rezultatul, o faptă bună făcută de voi vă întoarce un bine. Aici avem un joker, cineva care și-a făcut-o cu mâna lui, dar în această săptămână s-ar putea să vedeți că vorbiți cu cineva care pare așa desprins din bazm sau că cineva își asumă că înainte a fost imatur, irascibil, certăreț, injust. Este cineva care își revizuiește comportamentul față de voi. Ajungeți la o cauză sau se repară cauza aici la nivel de sănătate, puteți respira ușurați, vă puteți deplasa, vă simțiți mai bine cu sănătatea în această săptămână. Începe ceva nou pentru voi. Încheiați un capitol, uite, terminați un proiect, faceți ceva în casă acolo, cât de mic, ceva ce voiați voi să faceți de mult timp, reușiți în această săptămână. Și aici avem o pungă de bani. Vă stabilizați financiar. Nu știu, aveți voi o mică dorință, o mare dorință, fiecare în funcție de ce își dorește. Și veți găsi resursele financiare să faceți ceva pentru alții dintre voi la locul de muncă. Uite, se întoarce roata. Se încheie ceva și pornește altceva și știți doar voi. Sau primiți ceea ce vă doriți. Aici avem o broscuță. O situație care era nefavorabilă, acum se încheie. Aveți parte de un rezultat mai bun. Pentru alții dintre voi, o comunicare cu cineva care poate înainte vă displăcea sau o situație din trecut care înainte v-a displăcut, acum se înfrumusețează. Broscoiul se transformă în prinț, spune basmul. Este ceva ce vă bucură. Uite, atenție aici cu 5 de băte, că este ceva ce fie faceți voi, vă sabotați într-o oarecare privință, sau evitați un conflict. O surpriză, uite, o surpriză, care are legătură cu o alegere, cu iubirea, cu ceva neașteptat care se poate întâmpla. Aveți un noroc. Veți vedea că în această săptămână norocul este de partea voastră. Deci, realmente, în această săptămână sunteți foarte norocoși. Pentru alții dintre voi, o persoană este cu ochii pe voi, dar o persoană care vă iubește. Are sentimente pentru voi această persoană. Sentimente de iubire. Pentru alții dintre voi, în sfârșit, veți vedea cu claritate ce aveți de făcut în relațiile voastre de acum înainte. Iar pentru alții dintre voi, trebuie să vă uitați în detaliu la ceva anume, dar vă veți bucura. Ce vedeți vă bucură. Inițialele sunt E, Y și E. Pentru alții dintre voi, la nivel de văz, de percepție, se echilibrează ceva, vă schimbați părerea, vă răzgândiți și bine faceți pentru că vă veți bucura, sau cu ochii.
Dacă ați avut o provocare la nivel oftalmologic, în această săptămână respirați ușurați. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!